Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou înaintea cuvintelor Domnului Isus, cuvinte care prezintă un nou status pus la dispoziția omenirii prin dragostea lui Dumnezeu. În momentul începerii misiunii sale aici pe pământ, Domnul Isus anunța iminența împărăției cerurilor. În predica de pe munte, Domnul Isus prezintă profilul cetățeanului acestei împărății. De la fericirile care prezintă un prim profil spiritual, Domnul Isus merge mai departe într-o analiză actualizată a câtorva dintre poruncile decalogului. Porunci pe care Domnul Isus le aduce la nivelul atitudinii. Dacă legea scotea în evidență starea de păcat a omului și sublinea incapacitatea lui de a se salva, modul în care Domnul Isus pune acum lucrurile scoate în evidență necesitatea harului lui Dumnezeu și a părtășiei permanente pe care trebuie să o întreținem cu Dumnezeu. Aceasta este nota în care s-a încheiat capitolul 5 al Evangheliei după Matei. Acum suntem la capitolul 6, un capitol în care continuă importanta predică de pe munte. În această parte a predicii, Domnul Isus se ocupă de partea externă a religiei, de ceea ce se vede. Dacă în capitolul 5 a vorbit foarte mult despre starea interioară, despre modul în care suntem noi în raport cu legea lui Dumnezeu, despre cea neprihănire a noastră care trebuie să o depășească pe cea a fariseilor, Acum Domnul Isus vorbește despre neprihănirea pe care trebuie să o practicăm. În capitolul 5 era vorba despre neprihănirea pe care trebuia să o posedăm. Dar acum trebuie să vedem modul în care o aplicăm, modul în care trăim această neprihănire. Dar să vedem despre ce este vorba. Versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Al minter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. În primul rând, Domnul Isus atrage atenția asupra faptului că religia poate fi practicată cu ostentație. Un lucru care trebuie observat aici este acela că Domnul Isus nu aduce un concept nou. Chiar și în iudaism, credincioșii erau îndemnați ca ceea ce fac să fie făcut nu de dragul popularității, ci pentru răsplata pe care Dumnezeu o va da în ziua judecății. Deci, nu era ceva nou. Numai că. Așa ca și astăzi, sunt prea puțini cei care fac acest lucru. Dragii mei, este nevoie ca învățătura să fie greșită, ci inima să nu vrea să asculte. Iudeii nu aveau o învățătură greșită. Nu cel puțin în problema pe care o studiem noi astăzi. În schimb, avea o atitudine greșită față de păcat. Domnul Isus face această introducere pentru că va aborda acum trei din practicile ce aveau o valoare specială în iudaism și, trebuie să spunem, au și în viața creștinului. Domnul Isus va vorbi despre fiecare dintre ele și va arăta ce așteaptă Dumnezeu și nu ce au făcut oamenii din aceste practici. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Foarte mulți comentatori disting o anumită undă de ironie în cuvintele Domnului Isus. Tot ce este posibil, pentru că, așa cum spuneam, nu practica în sine era greșită, ci modul în care fariseii și saducheii transformaseră această practică a milosteniei în mijloc publicitar. O primă practică, deci despre care vorbește Domnul Isus, este cea a dărniciei. Mulți dintre farisei care doreau să atragă atenția asupra lor atunci când voiau să facă o milostenie, alegeau unul din cele mai aglomerate locuri din oraș și trimiteau pe cineva care se sufle dintr-o trompetă înaintea lor. Deși scopul era acela de a strânge săracii pentru a li se împărți bani, atrăgea în același timp atenția asupra celui ce făcea milostenia. Acum, nici astăzi nu suntem prea departe de această practică. Mai nou, binefacerile se televizează, se fac spectacole de caritate și multe alte mijloace de fundraising. În felul în care procedau acei oameni, Domnul Isus le spune că nu vor primi nici o răsplată. Nu cred că cei de astăzi care procedează la fel vor fi răsplătiți mai mult. Ca să înțelegem mai bine această problemă, cred că trebuie să răspundem unei întrebări legitime. De ce dăruim? Sau de ce face milostenie? Acum este foarte adevărat că sunt mai multe moduri de a dărui. Unii vor să dăruiască în văzul tuturor. Au nevoie de asigurarea că gestul lor a fost înregistrat, a fost apreciat. Alții vor să facă sacrificii pe care nimeni să nu le știe. Nu știu dacă aceasta trebuie să fie preocuparea noastră. Mult mai importantă mi se pare motivația. Care este motivul pentru care dăruiești? Nu sunt puțini cei care au probleme serioase cu personalitatea lor. Au mereu nevoie de apreciere, de atenția celor din jur. Dragii mei, chiar dacă psihologia o consideră o problemă comportamentală, ea este în esență o problemă spirituală. De ce? Să explic. Atunci când am fost creați de Dumnezeu, ne-a fost atribuită o valoare specială. Eram coroana creațiunii. Eram cei cu care se întâlnea Dumnezeu pentru a avea părtășie. Odată cu apariția păcatului, valoarea aceasta a fost și ea afectată. Nu în ce-l privește pe Dumnezeu. El a demonstrat că încă avem valoare pentru el și este atât de mare încât Domnul Isus a venit aici pe pământ să moare pentru noi. Din păcate, nu sunt puțini cei care ignoră acest lucru. Ei nu consideră valoarea pe care Dumnezeu le o atribuie o valoare demnă de apreciat. Sunt mereu în căutarea aprecierii oamenilor, suportului lor. Ori aceasta este o problemă spirituală. Să respingi ceea ce îți oferă creatorul acestei lumi și să cauți ceea ce îți oferă o creatură la fel de limitată ca și tine este o problemă spirituală. În această situație, persoane cu asemenea probleme vin să cumpere apreciere. Ei nu dăruiesc lui Dumnezeu, ei fac un târg. Ei au obținut deja marfa pentru care au plătit. Niciun comerciant în condiții normale nu-ți va da de două ori marfă pentru prețul uneia singure. Obții ce ai plătit, de aceea Domnul Isus insistă asupra anonimatului atunci când dăruiești. În acest mod, ceea ce faci tu este ceea ce trebuie. Dumnezeu este Cel ce a instituit milostenia ca pe o lege universală. Pentru poporul evreu, Dumnezeu a stabilit o lege prin care străinul, săracul, ba chiar și păsările cerului să beneficieze de ceea ce oferă pământul ca roadă. Nouă oamenilor ne revine datoria unui gest deliberat în ceea ce privește milostenia. Vedeți, actul acesta are o foarte adâncă semnificație spirituală. Dărnicia înseamnă, pe de-o parte, înțelegerea poziției pe care o avem noi față de bunurile materiale ale acestei lumi. Noi nu suntem decât administratorilor. Nu suntem noi creatorii. De aceea nu trebuie să ne proclamăm stăpâni absoluți. În dar ne vin toate lucrurile și noi trebuie să dezvoltăm această atitudine a dărniciei. Apoi, dărnicia este o dovadă de credință. De obicei, persoanele care nu fac milostenie nu o fac pentru că o consideră un act greșit, ci pentru că li se pare că nu au ei înșiși suficient. Ori a și altuia din ceea ce ai primit este un act de credință. Înseamnă să pui viitorul tău în mâinile lui Dumnezeu. Să te îngrijorezi mai puțin de ziua de mâine, dacă vei avea sau nu. Este un act de credință. Ori credința nu este un element de paradă. Credința este o experiență profundă, transformatoare. Dar după ce vorbește despre dărnicie, Domnul Isus abordează problema rugăciunii. Versetul 5 Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. După cum se vede, Domnul Isus nu menajează deloc când este vorba despre asemenea probleme atât de importante. El nu se sfiește să-i numească pe cei care vânează popularitate drept fățarnici. Din nou apare aici aspectul răsplatei deja primite. Este din nou vorba despre motivație. Pentru ce se roagă cel care o face? Pentru câștigarea simpatiei celorlalți, pentru a impresiona sau pentru a cultiva relația sa cu Dumnezeu. Pentru că este o foarte mare diferență între toate acestea. Domnul Isus abordează foarte clar care este direcția rugăciunii. Rugăciunea nu este o practică mistică, ezoterică. Ascultați numai ce spune Domnul Isus despre rugăciune. Tu, când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Domnul Isus folosește un cuvânt care este foarte important în ce privește rugăciunea. Tată. Rugăciunea, așa cum spuneam, nu este o practică ezoterică, accesibilă numai inițiaților, ci este plasată de Domnul Isus într-un anumit context. Ea înseamnă conversație, iar contextul este acela al părtășiei cu Dumnezeu. Un alt aspect important este cel legat de faptul că El se adresează aici celor care alcătuiesc împărăția cerurilor. Toți aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este altceva în acest caz decât conversația cu Tatăl Ceresc. Interesante sunt aceste remarci ale Domnului Isus cu privire la ceea ce caracterizează un închinător adevărat. Observați că, spre deosebire de cei ce făceau rugăciuni publice, Domnul Isus recomandă retragerea în singurătate. Desigur, nu este vorba despre viața monahală, ci despre fiecare credincios care vrea să se roage lui Dumnezeu. De ce este oare nevoie de această singurătate, cu siguranță, Domnul Iisus cunoștea inima noastră mai bine decât oricine altul. El știa că în public suntem ispitiți să spunem și să facem lucruri care nu ne reprezintă, care nu sunt sincere. Știa că dorința interioară a celor mai mulți dintre oameni este să impresioneze pe ceilalți. Ori nu este nevoie de așa ceva. Am auzit oameni rugându-se în public și cred că erau dintre cei care și-au primit pe loc răsplata. Ei căutau să impresioneze prin orice mijloace, numai că Dumnezeu nu este interesat de așa ceva. Ceea ce contează pentru el este inima. Domnul Isus ne asigură că Dumnezeu știe ce este acolo. Pe el nu îl putem impresiona. Dar, un alt element menționat de Domnul Isus cu privire la rugăciune este cel legat de cuvintele folosite. Și atunci, și acum, erau anumite religii care considerau că rugăciunea este un exercițiu spiritual, purtător de energii magice. Incantațiile, rugăciunile cântate, cuvinte repetate la nesfârșit erau practici destul de obișnuite și atunci. Oamenii transformau în felul acesta rugăciunea într-o formă de manipulare. Să nu credeți că noi am evoluat. Mai mult, chiar în mediile creștine, am auzit persoane a căror opinie despre rugăciune nu era sub nicio formă compatibilă cu numele pe care îl purtau. Ei înțelegeau rugăciunea ca pe o formă de canalizare a energiilor biomagnetice din Univers în scopul rezolvării problemelor de diverse nuanțe. Dragii mei, o asemenea opinie nu este departe de vrăjitorie. Magia folosește același concept al manipulării, pentru că despre aceasta este vorba. Domnul Isus ne învață că ceea ce spunem trebuie să vină dintr-o inimă sinceră, plină de respect față de cel căruia sunt adresate rugăciunile noastre. Acesta este cadrul în care Domnul Isus învață pe ucenici frumoasa rugăciune, Tatăl nostru. Versetele 9, 10, 11, 12 și 13 cuprind această binecunoscută rugăciune. Iată, dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău! Vie împărăția ta! Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ! Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi! Și ne ardă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci ta este împărăția și puterea și slava, în veci. Amin. Din nou, încă de la începutul rugăciunii, Domnul Isus atrage atenția asupra cadrului în care se face această rugăciune: relația tată-fiu. Vreau să insist puțin aici asupra acestei relații, pentru că este foarte important să înțelegem acest aspect. Sunt multe persoane care nu se roagă lui Dumnezeu decât atunci când sunt la mare necaz. Până atunci și după aceea, Dumnezeu nu mai are același loc în inimile lor. Acum, nu spun că Dumnezeu nu ajută în astfel de situații, dar vreau să spun că el este foarte mult interesat de relația pe care o are cu fiecare dintre noi. Ori, dacă Domnul Isus spune aici că este vorba despre Tatăl nostru, acest statut de copii ai lui Dumnezeu nu poate fi dobândit pe altă cale decât prin credința în Fiul Său, adică Domnul Isus. Cineva a întrebat de ce este pusă această distanță între noi și Dumnezeu, când Domnul Isus spune că Tatăl nostru este în ceruri. Adevărul este că nu despre distanță este vorba, ci despre identitatea celui căruia ne adresăm. Noi nu ne adresăm unui pământean, unui om limitat, ci necuprinsului Dumnezeu. Creatorul acestui univers, a tot puternicul și slăvitul Părinte. El este cel căruia avem acest nemeritat privilegiu de a ne adresa. Pe El, ne învață Domnul Isus, să-l numim Tată. Dar, pentru că apelăm la El, atitudinea noastră trebuie să fie foarte clară. Noi suntem chemați să punem numele Lui deoparte. Sfințească-se numele Tău. Este vorba aici despre cinstire, despre înălțarea numelui Lui despre considerația pe care trebuie să îi o acordăm. Vedeți, rugăciunea aceasta pe care Domnul Isus ne-o prezintă nu este o formulă magică, ci este mai degrabă un model pe care trebuie să-l urmăm. Până acum a vorbit despre identitatea celui căruia ne adresăm, apoi despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de el, respectul față de persoana sa. Iar acum Domnul Isus vorbește despre lucrurile de care ar trebui să fim preocupați în rugăciunile noastre. Și un prim lucru cu care începe Domnul Isus este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor reprezintă aici și voia lui Dumnezeu sau influența lui în această lume, atât în cer, cât și pe pământ. Ea trebuie să constituie preocuparea și dorința noastră. Apoi Domnul Isus nu exclude nevoile noastre fizice, materiale. Pâinea noastră cea de toate zilele este în atenția lui Dumnezeu. Doar că ele trebuie să-și aibă locul și măsura potrivită. Nici relațiile noastre cu cei din jur nu sunt omise. Iertarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu trebuie să fie reflectată și în iertarea pe care o acordăm celor din jurul nostru. Este, de fapt, aici vorba despre cel har care reprezintă dragostea lui Dumnezeu pentru noi, în ciuda faptelor noastre. La fel trebuie să dăm și noi dovadă de iubire față de semenii noștri. Manifestată prin iertare. Cuvântul care a stârnit mereu confuzie în această rugăciune este cel legat de ispită. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Cuvintele acestea nu ne duce lasă pentru mulți impresia că Dumnezeu este cel care duce în ispită sau ispitește. Dar să ne aducem aminte ce spune Iacov. Dumnezeu nu poate ispiti pe nimeni, cum nici el nu poate fi ispitit. Apoi și sensul cuvintelor este mai degrabă nu ne lăsa sau nu ne părăsi în ispită. Cred că aceste cuvinte sunt în concordanță cu ceea ce spune Pavel în întiaia sa epistolă către Corinteni, capitolul 10, la versetul 13, un verset pe care cred l-am mai spus. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Atunci când ne îndeamnă să ne rugăm în forma aceasta, de fapt, Domnul Isus vrea să ne facă conștienți că este o posibilitate să ieșim din ispită, dar puterea nu este a noastră, ci a lui Dumnezeu. Dar nu numai ieșirea din imperul acesta al ispitei este important, ci izbăvirea de sub puterea celui rău. Aici este marele secret al biruinței asupra păcatului. Ispita nu este păcat, Păcat înseamnă cedare, înseamnă supunere față de cel rău. Domnul Isus ne sfătuiește să cerem izbăvirea de această influență. Atunci când o dorim, atunci când ne rugăm pentru ea, Dumnezeu este mai mult decât încântat să ne ajute. Este minunată această rugăciune a Domnului nostru. Este de fapt o stare, este o conversație cu Tatăl. O să vedem puțin mai încolo și alte cuvinte pe care Domnul Isus le spune cu privire la rugăciune. Insistența Domnului Isus cu privire la această rugăciune nu este întâmplătoare. Rugăciunea este foarte importantă pentru viața creștinului. Să nu o neglijăm. Dar acum Domnul Isus trece la o altă practică importantă a credinciosului, postul. Versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ca și în cazul celorlalte, și aceasta poate fi transformată într-o paradă. Și în acest caz, Domnul Isus atrage atenția asupra caracterului lui privat. De obicei, postul este însoțit de rugăciune. Din nou, este vorba despre atitudinea pe care o avem. Postul înseamnă sacrificiu, înseamnă concentrarea asupra persoanei lui Dumnezeu și nu poate fi altceva. În același context, Domnul Isus abordează acum o problemă spinoasă a tuturor timpurilor. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Este același context al raportului cu cerurile. Fie că este vorba de comori materiale, fie că este vorba de cele spirituale, Domnul Isus abordează atitudinea noastră. Cred că este foarte frumos modul în care scriitorul Psalmului 1 tratează problema fericirii. El nu o apreciază în funcție de ce ai, de poziția pe care o ocupi, ci de atitudinea ta, de ce lași să influențeze viața ta. Cred că este o învățătură importantă, pentru că problema avuțiilor este mereu una de actualitate. Mereu oamenii vor fi preocupați de ce au sau de ce nu au. Lăcomia nu este o problemă de a avea, ci o problemă de ce și cât vrei să ai. Cred că prin modul în care pune Domnul Isus problema, răspunsul vine de la sine. Ceea ce te preocupă dă valoare vieții tale și direcție viitorului tău. Poți avea o religie de paradă, în care tot ce faci trebuie să atragă atenția asupra ta. Poți fi preocupat de bogățiile acestei lumi, dar viitorul tău are atunci o direcție clară. Acest pământ care într-o zi va arde cu tot ce este pe el. Dar poți avea o minunată relație cu cel ce te-a creat, și care te-a salvat, și care a pregătit pentru tine tot ce este mai frumos, iar direcția ta este veșnicia. încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.